Bă, salută fratele Conacu și bine v-am găsit la un nou vlog. Vlog mini, vlog ne, vlog, nu contează. Vă salută fratele Conacu și bine v-am găsit la un nou clip pe acest canal. Ah, finally, băi, chiar așteptam clipul ăsta și o să vă placă și băi, mai mult ca sigur. Pentru că sunteți foarte mulți pe live care mă întrebați de unde îmi cumpăr haine, ce haine am, ce am. Nu am haine scumpe, nu port chi. Și în acest episod vă voi arăta, înainte de a începe treaba asta, vreau să rog pe toată lumea, toți oamenii care sunt noi pe acest canal, să apăsați butonul ăla de lichean, forță rău de tot acolo și subscribe. Pentru toți oamenii care sunteți noi, apăsați subscribe. Oamenii mei, băgați like acolo, un comentariu acolo în rubrica de comentarii și credeți-mă că o să aveți ce să comentați. Chiar o să aveți ce să comentați. Astăzi vin cu un clip super șmecher, zic eu. Nu e șmecher. Aștept clipul ăsta de cât la începutul anului, un pic în spatele. Cred că e ianuarie, februarie, pe acolo. Un scurt intro. Eu mai impun niște bănuți random așa, nu știu, odată la o lună sau la două luni, nu o sumă foarte mare, nu știu, 100-200 de lei. Am acolo un seif unde îmi pun și la 6-7 luni sau când strâng câțiva bănuți, când strâng, nu știu, 1000-2000 de lei, mă duc și îmi cumpăr fuleu odată și când sunt și promoții, boys, pentru că folosesc foarte mult chestia asta, adică mă duc când sunt promoții. Sper să mă văd bine pentru că nu am, să n-am umbră pe mine, cred că am un pic de umbră aici. Da, am un pic de umbră aici, dar e ok. Am lumina tocmai în spate, am camera asta, mă rog, am un trepied nou. Sper să mă văd bine. Și a venit mult așteptatul clip pentru mine să vă arăt. Eu am mai făcut o chestie de asta, ce îți poți cumpăra din Bershka cu 1000 de lei. O să apară pe undeva pe sus pe aici, dacă nu căutați la mine pe canal, intrați acolo pe canal, da? Bun, am fost la shopping cu Onica și cu Grasu și am cumpărat câteva chestii. De unele chiar aveam nevoie, de unele nu aveam nevoie, așa că nu mai contează. Mână largă, mână spartă. Vreau să vă arăt ce mi-am luat. Apăsați butonul de lichean acum, să fie butonul de lichean apăsat. Lichean acum, boys. Urmăriți-mă pe Instagram, Leagegosul Suprem, pentru că sunt activ acolo zi de zi. Prima chestie pe care mi-am cumpărat-o, v-am zis că nu mi-am luat doar haine. Mi-am cumpărat un trepied nou pentru că am început să filmez foarte mult outside. Trepiedul al meu era ceva luat de la EMAG, 50 de lei, ceva de gen. Și m-am luat unul de la Hama. O să încerc să vă dau și prețurile, să vedeți. De la Hama, un tripod. E gol pentru că filmez cu el acum, dar l-am luat abia acum. E ceva șmecherie, nu știu. Deci, prima chestie, un tripod check. Și acum o să încep cu, că mai am încă două chestii care nu sunt vestimentare neapărat. Neapărat, nu sunt vestimentare. De când așteptam să-mi iau și eu un mouse? De când folosesc Red Dragon Genesis, nu știu ce? Așa că mi-am cumpărat un mouse! G603 de la Logitech și mi l-am cumpărat pentru că am vrut G703-ul, era extrem de scump, adică 500 și ceva de lei pe un mouse, 540 de lei, nu mi-a plăcut. Așa că am cumpărat un 603, care era 310 lei, cred. Nu-l fac unboxing, vi-l doar... Ăsta e mouse-ul. Simplu, easy. O să-l testăm pe live. Și tot legat de mouse, mi-am cumpărat și baterii Duracell care se încarcă cu ceva dispozitiv. Deci pe mouse am dat vreo 310 lei, iar pe Duracell astea, tot cu dispozitivul ăsta, 98 de lei. Dispozitivul ăsta, dacă ați folosit și e bun, ziceți-mi și mie în comentarii ca să știu dacă îl folosesc sau nu. Dacă nu, mă duc și îl dau repede. Bun. Acum, piesa mea de rezistență. Am fost cu Grasu și Grasu mă tot bătea la cap să-mi cumpăr un parfum. Bun. Eu îi ziceam, băi Grasu, dar eu folosesc din Pul sau din Bershka. Dar la 70-80 de lei sau din Zara, basic, știi? Și am zis, nu, domne, mergem la Notino. Nu știam de firma asta, Notino. Bă, îmi place rău de umbră. Și mi-am cumpărat de la Notino un Pure XS Paco Rabanne. 100 de mililitru Paco Rabanne. Un parfum care mi-a plăcut. Și mi-au mai dat alte două bonusuri. Am glumit eu cu fata aia, am câștigat la tombolă și da. Stronger With You, Emporio Armani. Și asta, Giorgio Armani. Da, pe parfum am dat 283 de lei. Mult, pentru că dădeam 80 de lei normal. Bun, și acum intrăm în prima pungă. Crop,
băi, am fost la Crop și am rupt reducerile alea. Eu nu dau bani mulți, nu-mi place să dau foarte mulți bani pe haine, frate, mi se par useless. Ăsta e al lui Onica, a rămas la mine, ăsta e al lui Onica și a cumpărat Onica un tricou de ăsta mai ciudățel așa. Bun, prima chestie, un tricou. Un tricou. De la Crop, cu pisici. I like it. Preț 39 de lei. 39 de lei, redus la vreo 55 cred că era. Băi, 40 de lei un tricou, plauzibil în zilele astea și chiar dacă e de la Crop. Adică e și o firmă mai cunoscută, să zicem așa. Bun, avem un tricou. Ce mai avem aici? Încă un tricou. Încă un tricou. Încă un tricou, tot de la Crop, că suntem pe firma Crop acum. Ăsta un pic mai larg, l-am luat mai larg. Materialul nu e bumbac, nu știu ce material e. I like it, mă îmbrac foarte colorat. Cât a costat ăsta? 39 de lei. Încă un tricou de 39 de lei. Încă un tricou, pentru că am intrat în standurile de tricou acolo. Ăsta e mai... Da? Yeah. Este o... nu știu ce. Dar mi-a plăcut mie foarte mult. Da, Crop, 25 de leuți. Așa arată ăsta. Ce-am mai luat de la Crop? Băi, îți face și voi calcul. A, dar mi-a plăcut foarte mult hanoracul ăsta, chiar dacă nu e timp pentru el. E un hanorac deschis de la obor. Nu știu ce scrie pe el. All kind of freshness, nu știu. Dar am dat 69 de lei, ținând cont că ăsta cred că era undeva la 99 de lei. Are ceva pe aici? Sau? Nu. No. Și spatele... Bă, mie îmi place. Ok, bun. Și cred că am terminat cu Crop. Crop. Out. Trecem la... Bă, nu, încă nu știu care e firma mea favorită. Sunt 50-50 cu Bershka și Pull&Bear. Bine, cu toate că din ce am înțeles sunt, au o legătură unii cu alții. Dar cred că Bershka mai mult prefer. Bun, deci trecem la Pull&Bear, care nu este nu este firma mea preferată. Și începem cu o pereche de Adidas, de sneakers. Simpli. 99 de lei, am dat pe mărimea 43, că ăsta port 43. Și așa, gen simpli, maro, bă, dacă găseam un alb sau un negru era mult mai ok, dar ăștia am găsit. Eu zic că sunt frumoși, 99 de lei, îi trecem aici, check. Runda a doua, o pereche de pantaloni slim, scurți. Hei, ce asta? Eu acum am văzut-o. O pereche de pantaloni. O pereche de pantaloni scurt, slim fit. Hai să vă zic un truc. Uite, de exemplu. Eu nu probez nicio haină. Bine, la tricouri știu, le-am din ochi, dar mă uit după M, L. Larg când vreau, dacă vreau tricou mai larg. M dacă vreau mai, bă, mai mic. La pantaloni niciodată nu-i probez. Mai am probleme cu toate aici la chestia asta, așa fiind slim fit și elastic un pic. Nu cred că am probleme. Aici, la picioare, zici că am picioare de cal. Și îi probez mereu așa, ca să văd dacă îmi vine talia. Bam, haț. Dacă îmi vine aici bine, sunt bun, tată. Și am luat. Deci, o pereche de pantaloni slim fit la prețul de 89 de lei. Pantaloni scurți de la Pull&Bear. Check. Da, mi-am luat aminte. O cămășuță, mă. O cămășuță simplă, valiză mi-a dat drogul ăsta. 99 de lei, destul de scumpicică, M, dar arată bine, nu? Arată bine, 99 de lei, asta e un pic scumpicică, asta aș fi dat undeva la 70 de lei maxim pe ea. La cerința lui An, ăsta la cerința lui Grasu, pentru că așa mă îmbrăcam, deci ăsta e un tricou mai larg, mi l-am luat el. Normal M luam eu la asta, dar vreau mai larg. Tot de la Pull, un tricou gri, mai larg, stil larg așa. La prețul de 79 de lei,
Adică așa, mi-e place, I like it. Adică nu trebuie să vă auzi la fiecare chestie de asta că îmi place. Ah, un accesoriu. Un ceas. Bă, nu prea dai eu bani pe ceasuri. 89 de lei. Grasul m-a convins să-l iau. Un accesoriu, un ceas. Un ceas la 89 de lei. 89 de lei un ceas. Mult. Și ultima chestie de la pool. Încă o pereche de pantaloni scurți care arată, uite așa. Nu prea mi-au gustul la astea, nu? O pereche de pantaloni scurți la 99 de lei. Mă, cam scumpi, mă. Dar îmi plac, mă. Îmi plac, chiar îmi plac, să știți. Îmi plac. Bun. Trecem la Reserved. Unde am mers de gura lui Grasu și am cumpărat și eu ceva. O șapcă. M-am cumpărat o șapcă. Auto. Frumos. 50 de lei. Țin minte cât am dat pe ea. 49,99. 50 de lei. Tot la insistențele lui Grasu ne-am luat amândoi același ceas, boys. Un ceas pe mână cu curea ciudată. La prețul de 39 de lei. Un ceas. Adică ce poți să ceri la 4 de lei de la un ceas? Și pentru că trebuia să am unde ăsta, mi-am luat un portofel, boys. Un portofel basic, gen. Așa arată un portofel. Nici nu știu cât am dat pe el, dar cred că am dat 40 de lei pe el, că nu arată prețul aici, nu mai are prețul pe el. 40 de lei? 40 de lei? Băi, dacă ați nu cineva calculul pe ama, să-mi zică și mie. Reserve, out. Și venim cu ultima punguță de la Bershka. Bă, Bershka e preferata mea. Bershka este firma mea preferată. Nu știu, mi se par și accesibile și haine frumoase. Mie-mi place. Hai să vedem ce am luat de la Bershka, dar înainte să vedem ce am luat de la Bershka, vă rog să apăsați butonul de lichean, pentru că uitați să o faceți și urât să vă aduc eu aminte mereu. Apăsați butonul de lichean și subscribe dacă nu ești abonat. Cu clopoțel, frate, că fac și live-uri și poste și clipuri și podcast-uri și nebunii, da? Subscribe, like, da? Bun. T-am văzut. Am apasă-l. E, altceva albastru, nu? Ăla-i. Subscribe și like, băi. Bun. De la Bershka mi-am luat o pereche de Adidas sneakers. Uite-i ce drăguț sunt. Uite-i, mă, ce drăguț sunt. Și am dat doar 180 de lei, 179 de lei, 179 de lei, mărimea 42, this one, I like it. A doua chestie, astea-s două curelușe, astea nu mai intră la calcul, că astea nu, doar nu, asta e una sau și a, e și a doua, asta e una și asta e a doua, două curelușe care nu intră la calcul. Mi-am luat niște accesorii de poponaut, cum mă cred eu, niște cerceluși. Niște cerceluși, chiar dacă nu port, mai încerc și eu așa, mai fac un cosplay-o de aia, o nebunie. Niște cerceluși, încă o rundă de accesorii, niște blizz-blix de ăștia, dar nu sunt așa. Bă, pe cercei am dat 40 de lei, 49 de lei și pe colierul ăsta 40 de lei. Ha, mă, că nu-i scump, frate, față de ce găsești acum în comerț, nu e scump, e frumos. 40 de leuți. Un tricou. Ua, ce tricou. Aaaa. Ta-da! Naruto. Un tricou cu Naruto, care astea sunt destul de scumpe, astea care ies cu desene și sunt, e 79 de lei tricou. E normal 60 de lei de damaxipal. E cu tricou Naruto. Un tricou cu Naruto. Ce mai avem aici? Încă un tricou, boys, și ne apropiem de ultima piesă. Un tricou drăguț cu multe culori. Cu multe culori. Cu multe culori și pe spate desenat, cum îmi place mie. Un pic mai larg l-am luat, pe care am dat 59 de lei. Cum am zis, 60 de lei dădeam eu de obicei pe tricouri. Și are și aici pe mână frumos.
Bun. Și ultima chestie din shoppingul ăsta al nostru. Ultima? Yes, ultima. Ultima chestie. Ultima chestie din shoppingul ăsta al nostru, preferata mea. Un tricou. Cu cine credeți că este tricou? Scrieți-mi în comentarii acum. Acum scrieți-mi în comentarii cu cine este tricou ăsta. Pum, stop și scrieți în comentarii. Bun. What the? Kamehameha. Un tricou cu, cred că e Vegeta, Son Goku, abar n-am cine e. Un tricou frumos, roz, 79 de lei, S. Vedeți că mi-au și S-uri pentru că e bun pentru mine. Și asta a fost, mamă, curg apele pe mine. Asta a fost ultima piesă de vestimentară. Bershka out. Și asta mi-am cumpărat eu astăzi, nu am făcut calculul. M-am întors cu puțin bănuți, oricum. Data suma asta și-am mai cumpărat și mânica și grasul și așa, mă rog, bun, multe chestii. Cam așa mă îmbrac. Pentru cine mă întreabă de unde mi-au hainele, acum o să știu unde să o redirecționez, să se trimit către clipul ăsta. O să mă vedeți, dăm mult timp în hainele astea, că, Doamne iartă, mă le port excesiv. Vreau să apăsați butonul de like dacă nu v-ați făcut-o până acum, știu că e extrem de frustrant să auziți mereu treaba asta și să vă zic de abonare și de like și de toate astea, dar trebuie să le zici, că dacă nu o spui, mă uită. Ăsta a fost clipul meu, urmăriți-mă pe Instagram la Jegosul Suprem, acolo că sunt activ zi de zi. Subscribe dacă nu ești abonat, like la acest clip cu clopoțel subscribe-ul ca să fii notificat când intru live. Dacă de-aia nu primiți notificări când intru live, că eu fac live mai seara de seara. Eu am fost Gonacu, vă pup pe fratele băi!